nu sunt adeptul relațiilor, nu prea îmi plac. Da, dar știi că am cerut odată cineva în căsătorie. Eu sunt prost pentru că încerc și tind să mă compar sau să mă asociez cu oameni inteligenți, sau asta vreau să fac. Eu știu un psiholog bun, vorbim pe asta. Cătălin, mulțumesc tare mult că ai venit. Mersi. Ești foarte ocupat, dar te-am convins până la urmă. Da, dar nu vezi că nu prea mai plac interviurile, de asta eu tot ezitam. De ce nu-ți plac interviurile? Nu că nu-mi plac, am mers deja la prea multe, cred că e deja un fel de... Eu n-am văzut prea multe, n-au fost destule. Chiar da, chiar mă simt că am spus cam tot. Eu o să urmăresc și o să văd dacă o să mai mergi undeva după interviul ăsta. Tare ar vrea să nu mai merg. Nu, de obicei îmi place să accept la adolescenți sau tineri care abia încep și încearcă să facă. Dar la emisiunile astea unde acum au fost multă lume și m-am cam obosit. Bine, hai te rog să te descrie. Am început pe o notă pozitivă. Da. Foarte bine, deci toată lumea acum a închis. Da. Te rog să te descrii în 3 cuvinte. Pe mine? Da. No. Modest. Așa. Adevărat. Prost. Și maestră. Dar de ce ai spus că ești prost? Ce înseamnă pentru tine un om prost? E foarte subiectivă chestia asta, nu o să putem discuta, pentru că pentru mine prostia înseamnă ceva și pentru tine prostia înseamnă altceva și pentru Mihai înseamnă prostia altceva. Da. Dar spune-ne ce înseamnă pentru tine. Da, dar e greu să-ți explic, pentru că ar trebui să fac referire la anumite persoane, poate, sau la anumite gesturi pe care tu nu le-ai considera neapărat prostești. Dar eu sunt prost pentru că încerc și tind să mă compar sau să mă asociez cu oameni inteligenți, sau asta vreau să fac. Și când văd interviuri cu oameni deștepți și spun oameni deștepți, atunci un pic îmi pierd din încredere. Așa, eu știu un psiholog bun, vorbim după asta. Spune-mi, ce părere ai despre restricțiile care s-au impus? Bineînțeles, noi vorbim în cazul ăsta de teatru. Teatru nu lucrează de aproape 5 luni? Băi, eu sunt foarte nepriceput la chestia asta. Probabil dacă autoritățile au considerat că așa este mai ok, probabil așa e mai ok. Acum se merge pe ideea să se depărteze oamenii între ei la teatru, ceea ce mie mi se pare un pic ciudat, pentru că teatru ține un pic și de atmosferă, un pic. Teatru e despre atmosferă, despre relația cu publicul. Și atunci faptul că îi împarți prin sală e foarte posibil să-ți omoare spectacolul. Deci nu știu cum e mai bine. Poate e bine să vină lumea la teatru despărțiți așa, poate nu e bine să vină lumea așa. Dar s-au deschis mall-urile. Adică în mall... Am văzut și cluburile, chiar am fost la un moment dat undeva. Da, da, da. Și mi se pare că se bate cap în cap. Adică ori la teatru, ori la mall, nu tot stăm unul lângă altul? E adevărat, e adevărat. De asta nu mă pricep, chiar nu-mi dau seama. Dar bănuiesc că vă este greu fără teatru. Bun, tu mai ai și proiectul 02, voi poate mai scoateți un ban de acolo, dar colegii tăi cum se descurcă? Nu, noi primim încă salariu, nu știu de unde. Nu știu. Mulțumim direcției, administrației, mă ignoră. Noi da, mai primim încă salariu, de asta ne descurcăm, dar efectiv ne este dor să ieșim pe scenă de acum, pentru că la un moment dat simțim dacă parcă de necesitate să dezmorțești pe scenă. Hai să ne imaginăm că ne trezim într-un univers paralel unde tu nu mai ai talentul ăsta de actor, deci ești total pe din afară. Există o altă opțiune pentru tine? Nu, am fost întrebat și la facultate când am venit la admitere, am fost întrebat și răspunsul a fost același. Nu știu ce aș face dacă nu aș avea meseria asta. Și la un moment dat chiar mă gândeam, după un spectacol foarte complicat, am avut primul meu gând să părăsesc această meserie și mi-am dat seama că nu aș putea să fac asta, pentru că altceva n-am și faci, nu pot. Dar nu ai alte hobby-uri? Poate tot, sau tot e spre artă? Da, sincer, totul merge încoa. Adică e totul spre teatru. Fii sincer, te rog. Și lasă modestia deoparte. Proiectul Night cu Guță, crezi că are concurență în Moldova? Nu. Nu are concurență pentru că... Pentru că ce? De fapt... Și are și n-are. Adică la nivel de teatru noi suntem cam... Adică noi la nivel de public, la nivel de marketing suntem foarte jos. Pentru că încă nu ne știe lumea. Adică oamenii sunt mult înaintea noastră. Deci aici nu putem să concurăm cu nimeni pentru că ei ne câștigă. În al doilea rând, noi sigur suntem și noi vedem că suntem cu alte viziuni. Tot. Nu cred că concurăm. Suntem pe o altă nișă, probabil.
Da, cred că nu. Dar nu la nivel că noi suntem foarte, foarte șmecheri și foarte talentați, chiar dacă suntem. Dar nu la nivelul ăsta nu avem concurență, nu în sensul ăsta. Aflându-te pe scenă, ai avut vreodată senzația că publicul nu înțelege ce se întâmplă acolo la voi? La noi pe scenă? Da, exact. Nu, pentru că e gândit foarte bine de un regizor care știe ce să facă. La un moment dat, da, uneori, în vicontre, de exemplu, noi ne permitem să improvizăm, regizorul ne permite să improvizăm destul de mult și acolo cam toate lucrurile sunt mâinile tale și uneori îmi permit să improvizez un pic prea mult și mă uit dacă publicul a înțeles și sunt momente în care el e pe cri, cri, știi? Ok, ieșim repejor de aici, știi? Da, suntem, dar foarte rar. Dar cum ai descrie publicul de la noi? Destul de, hai să zicem, inteligent? Mai sună telefoanele în sală? Băi, mai sună și iarăși am avut toată la un spectacol în care iarăși ne permitem să improvizăm și au sunat un telefon și am stat, am făcut un joc cu omul ăla ca să ieșim cumva din situația asta penibilă. Uh-huh. Și el nu înțelege că eu pe dânsul aștept, mi-a oprit din joc. Eu stăteam și spuneam, băi, ci? Și ascultam și suna telefonul și omul nu se prindea, nu știu, adică și-a scos telefonul, s-a uitat la noi, o stâns, l-a pus, zic, ah, ok, nu l-am înțeles. Mai sună, nu foarte des. Nu cred că am avut foarte des să ne deranjeze chiar, dar se mai întâmplă. Nu pot să spun că e inteligent, că e educat, chiar nu-mi dau seama, trebuie să fac o comparație, trebuie să-i compar cu ceva. Uh-huh. Mi se pare un public ok. Ok. Cătălin Lungu ar participa la o manifestație politică, de exemplu dacă ai fi invitat să fii prezentator sau să faci un număr artistic la un partid politic, întrunire de partid? Măi, nu știu, probabil, adică nu cred că aș face, dar ar fi posibil să fie în funcție de partid. E posibil să mă duc la oamenii pe care îi apreciez. Dacă sunt niște oameni pe care îi apreciez, nu știu dacă aș avea neapărat o problemă să mă asociez cu ei. Ok. Dar ai avut astfel de propuneri nu, nu. Sau încă nu? Nu. Am avut împreună cu teatru, pentru că maica mea e teatru municipal și unde o cheamă sau unde trebuie să meargă, se duce. Și se acolo duce, mă da. Duc și eu trebuie să fiu acolo. Ok, hai să trecem acum la niște chestii un pic mai personale, dacă ne permiți. Ha. Părinții tăi au divorțat când tu aveai 4 ani. Pe tine te-a afectat chestia asta? Ia uite. Băi, nu m-a afectat. Bine, nu. La 4 ani nu prea înțelegi mare lucru. Dar la mai mine... târziu, ca individ în viață, de exemplu, asupra femeilor se spune că dacă n-au un tată în viața lor, de exemplu, ele într-o relație nu vor ști cum să acționeze, nu vor ști cum să gestioneze situația cu un bărbat. Mai nu știu, eu nu cred că m-a afectat, chiar nu cred că m-a afectat. Și părinții mei au avut maturitatea să păstreze niște relații mai mult decât ok. Ei sunt foarte într-o relație foarte sănătoasă. Eu am avut tot timpul permisiunea să mă văd cu tatăl meu, nu am avut nicio restricție, inclusiv la bunei, inclusiv, adică totul a fost foarte, foarte ok. Nu am simțit nicio lipsă dintre asta care să mă doară până în adâncul sufletului. Dar uneori mai fac glumele astea când, nu știu, mai vorbesc cu cineva și mă pun din întrebarea asta și mă întreabă, dar părinții tăi își zic că-s divorțați și joc ca și cum m-ar durea foarte tare, dar nu mă doare absolut deloc. Da, pot să fac azi din ecazul. Din ecaz, hai, las-o, dracule. Ok, nu, asta e. Ce părere ai tu în general despre familie? Îți dorești o familie? Te vezi căsătorit cu copii? Nu, toată lumea din anturajul meu știe că nu-mi doresc familii și nici copii. Nu-mi doresc familii pentru că... Adică familii, nu-mi doresc să mă căsătoresc pentru că mi se pare o prostie, nu am de ce să fac chestia asta. Copii nu-mi doresc pentru că nu consider că sunt suficient de inteligent și suficient de capabil să atribui calități de părinte. Nu, da. Și nu știu, nu înțeleg oamenii cât încredere... Spun că eu, dacă aș avea un copil, l-aș educa foarte bine. Eu nu înțeleg cât încredere să ai în tine și cât de deștept să te consideri, că tu spui că sigur că eu, dacă fac un copil, sigur îl educ foarte bine. Doamne, ferește, am idei. Dar poate la 30 de ani o să gândești diferit. Toată lumea spune asta. Foarte posibil, da. Nu pot să neg că la 30 de ani o să gândesc altfel. Dar acum sunt destul de categoric în sensul ăsta. Bun, nu-ți dorești un copil, clar. Uh-huh. Dar o relație. Nu sunt adeptul relațiilor. Nu prea-mi plac. Adică eu sunt drăguț într-o relație. Dar s-a spus că ești drăguț sau asta crezi tu? Asta cred eu și cred că fetele cu care am ieșit de-a lungul timpului ar putea să spună că sunt drăguț într-o relație. Sau bun, relație, că n-am avut relații de foarte lungă durată și nu sunt experimentat. Se întâmplă, da, da. Dar cred că sunt, da, sunt drăguț, sunt ok, nu mă cer de obicei să... Probabil fetele care, dacă o să asculte acest interviu și care au ieșit cu mine, știu că eu spun tot timpul în casă, femeie decide. Adică eu sunt foarte...
Eu iau... Iau-te, vis oricărei femei. Da, da, da. Da, nu ți-e frică de singurătate? Bun, acum ești tânăr, mulți prieteni, dar o să ajungă vârsta de 40, de 50. Nu o să dorești să fii cu cineva alături? Vezi, chiar și nu pot să spun acum. Acum, gândindu-mă la viitor, aș spune nu. Pentru că, virgulă, consider că o să am lucruri de făcut și la 50 de ani, și la 45, și la 60. Tu spuneai din cauza că nu prea ai fost văzut cu fete sau nu prea te-ai afișat, nu multă lume, dar chiar și Lilu te-a întrebat, băi Cătălin, tu ești gay? De ce crezi că te-a întrebat? Pentru că nu te-a văzut cu o fată sau ar mai fi și alte motive? Adică pe mine să mă întrebe cineva, Eugenia, ești lesbiană? Eu aș spune, băi, dar de ce mă întrebi? Adică... Dar nu, la mine nu, știu cum, la mine nu știu cum e, adică mi se pare pertinent întrebarea, adică uite la mine, mă îmbrac, îmbrac destul de ciudat, ciudat. Să am la un moment dat manierisme, okay. Mi se pare o întrebare. Faptul care... că uneori joci femeile, ca să zic așa. Da, da, poate, da, dar poate. Mi se pare că există persoane gay care nu neapărat au sigur, maniere. Sigur, da, și eu cunosc oameni care nu neapărat au maniere și nu n-ai spune că e gay. Da, dar super întrebarea asta. Doamne te deranjează. Nu. Plus, făceam o glumă la un moment dat, m-am pupat cu un băiat de față cu mai multă lume, că îi spuneau că sunt gay și noi, nu băi, nu suntem gay și nu ne-am făcut. Zic, nu băi, dar nu suntem gay și aha, gay! Și acum urmează o întrebare foarte interesantă pe întrebarea asta. Ți-i spunea și Mihai Bendeac? Da. Eu am observat ceva asemănător la voi. O manieră, de exemplu, cum faci story, alb-negru, spui ceva și râzi la sfârșit. Deci eu râd de râsul tău mai mult decât de ceea ce spui. Asta e ca asta la și asta se întâmplă și în cazul lui Mihai, pentru că el spune ceva și, băi, i-am usat, dar el râde, explodează. Băi, asta cu alb-negru, știi și Radu, că noi suntem din școală pasionați de alb-negru, aha. Adică nu are nicio legătură, sau poate, nu știu, poate la nivel de subconștient. Sunt foarte multe idei pe care, de exemplu, acum Bendeac a făcut niște live-uri pe net, da, cu Drăgulin. I-am văzut. Da, da. Și atâtea lucruri gândești eu pe care le gândesc și eu. Deci eu îmi mai spune lumea că ai anumite chestii asemănătoare, dar sunt unele lucruri, efectiv, unele idei de bază pe care așa mă bazez în viață și care sunt la fel. Zic, what? El la fel nu-ți dorește o familie, nici copii, nici o relație, da, așa da. Că, Cătălin, acum eu ieri mi-am rugat prietenii de pe Instagram să-ți adreseze câteva întrebări. Ok. Așa că hai să trecem la această rubrică, întrebările fanilor, ca să zicem așa. Oh, da. Am primit întrebări din cele mai filozofice până la cele mai fani. Prima întrebare vine de la o domnișoară, Cristina o cheamă. Care este cea mai mare și păcătoasă plăcere pe care o ai? Cea mai mare și cea mai păcătoasă. Să ajut la creșterea unei generații sănătoase. E o plăcere foarte mare, ar fi o plăcere foarte mare și cred că faptul că eu mi-asum așa ceva e destul de păcătos. E pentru tine asta e păcătos, bun. Dacă ai avea o superputere, care ar fi aceasta? Nu-mi plac super. Bun, mi-ar plăcea să zbor. Da, de acum vezi că e aproape imposibil și de asta nu mi se mai pare o super putere. Da, n-am. Așa, continuăm. Dacă ai avea un unicorn, ce nume i-ai da? Ia uite ce vor să știi fanii despre tine. Băi, dar este să cel filozof? Nu, urmează. Asta e o întrebare filozofică, chiar ce? Dacă aș avea unicorn, m-ar chema, nu știu, probabil aș face un Insta-story în care aș întreba oamenii. Am făcut la scooterul meu, de exemplu, și oamenii au dat răspunsuri. Nu, chiar nu știu. Scooterul tău are un nume, da? Da, până la urmă am pus Spiriduș, adică eu așa am decis. Da, mai funcționează, că am văzut că... Da, iar trebuie să-l duc, i-am sunat, apropo, Jenea, te rog frumos. Jenea, păi scuterul băietului. Ce personaj, trecem la o altă fană de-a ta, Maria, ce personaj ai imitat, dar nu ai curajul? Mi-am mai pus întrebarea asta, nu există asemenea personaj, nu cred că trăim într-o țară în care... Chiar dacă e destul de dură și pare că e periculoasă și mi se pare uneori pe locuri periculoasă, eu nu cred că există un personaj care mi-ar face neapărat rău dacă l-aș parodia. Nu știu, noi acum râdem de... Nu, dar poate nu neapărat că să-ți fie frică, dar să crezi tu că n-ai putea să imiți omul ăla. N-ai... Păi da, sunt personaje pe care nu le pot imita. Încă sunt personaje la care lucrez de mult timp și nu le pot imita. De exemplu,
nu și mă chinui de ceva ani să-l imit pe maestru Gheorghe Urschi și tot nu-mi reușește. Adică sunt personaje pe care nu le pot, dar să am o restricție într-un anumit punct de vedere, nu. Aia urmează o întrebare foarte filozofică. Interesant cum a răspunde Vica la întrebarea asta. Când ai făcut ultima dată pipi în piscină? N-am fost la piscină. Anul ăsta... Nici anul trecut n-am fost la piscină, nici nu știu dacă anul mai trecut am fost la piscină. Pentru următoarea întrebare de la... Dar nu fac, apropo, nu fac în piscină. Bravo, bravo, ia uite. Pentru următoarea întrebare mi-aș fi dorit să scot un leu înainte de asta, că tu ai spus că dacă ai primit un leu, ai devenit milionar. Da. De ce porți multe brățări și inele? Sunt cadouri și la un moment dat, dacă am primit una, am primit-o pe a doua, am zis că, băi, nu le pot scoate pe una, o scot pe una, o port. Până am spus, pe asta o port și dacă mi-a mai dat încă cineva, zic, băi, pe asta și am întrebări de acum, dar dacă îți dau, chiar ai sport? Și da, chiar o sport și îmi dăm cu brățară așa. Da, dar de exemplu, uite, Teo Trandafir, ea tot poartă foarte multe brățări și ea spunea că, păi, eu nu pot fără ele. Eu dacă intru în emisiuni fără ele, am impresia că nu pot să vorbesc și are certuri cu stilistul care îi spune că femeie, ele acționează și din cabină, adică la tine crezi că îți poartă noroc sau pur și simplu e o chestie stilistică? Nu cred neapărat în noroc, nu e neapărat și o chestie, adică da, e și o chestie estetică, dar... Nu, deja da, m-am obișnuit foarte mult cu ele și nu pot să ies din casă fără ele. Am avut în perioada asta de pandemie, de exemplu, când am stat o lună și ceva numai în casă, deci n-am ieșit efectiv deloc. Și când am ieșit prima dată din casă și mi-am pus toate lucrurile pe mâini, eram, în sfârșit. Dar tu mai ai o boală, ca să zic așa, un observator pentru ochelari. Da. Câte perechi ai? Cât că mai mult de 100? Azi m-am uitat, nu, am 58, pare mi-s. Tu ai timp să le porți pe toate sau nu neapărat să le porți, că să le cumperi și să te uiți la ele? Nu, am timp să le port, da, chiar am timp să le port. Am o viață înainte, mă gândesc că îi mai avea timp. Așa, acum urmează întrebările filosofice, aproape, nu, așa. Eudochia te întreabă, cine este cel mai important om din viața ta? Iarăși, oamenii din anturajul meu știu că sunt destul de... patetofob și nu-mi place să mă atașez foarte mult de oameni. Cel mai important om, pentru mine cea mai importantă ființă din viața mea sau ființa pe care am iubit-o cel mai mult a fost câinele meu care a murit de curând. Oameni, nu știu, chiar nu am un om important în viața mea. Nu, dar dacă... Mi se pare că am foarte mulți oameni care sunt importanți, care m-au marcat, care mă ajută în continuare, care m-au crescut, evident, părinții bunei. Așa, întrebarea asta bănuiesc ce-ți răspunzi, dar până unde ai ajunge de dragul iubirii? Te-ai gândit că s-ar putea să întâlnești o femeie care să te lovească așa și să uiți tot, că nu vrei să te căsătorești, că nu vrei nimic? Nu, dar m-am gândit la ideea că dacă ar fi, în primul rând, eu nu cred că m-aș căsători cu o femeie sau aș fi cu o femeie care are drept scop căsătorie. Dar dacă ar fi o femeie care ar fi extraordinar din toate punctele de vedere și unicul, cum să-i spun eu, unica chestiuță ar fi faptul că ea neapărat vrea o nuntă, dar restul ar fi totul foarte ok. Posibil, ar fi posibil să mă conving, gen nu sunt atât de împotriva așa. La asta, cât sunt nepăsător vis-a-vis de chestia. Te-am imaginat asta. Acum mire în costum cu cravată. Da, dar știi că am cerut odată cineva în căsătorie. Adică era... A fi ceva nou, povestește. Când? La un festival de teatru, nu era neapărat ceva important, nu a fost cu intenție ca noi să facem nuntă. Era o fată din altă țară, din Ungaria, actriță la Teatrul Național acum. Mă mândresc că o cunosc. Da, și am făcut gestul ăsta. Din drag. Din nu neapărat drag, din dragoste. Așa. Dar i-a plecat în Ungaria, tu ai rămas aici. Asta e. Ce contează pentru tine? Și aici e o ușistă. Coronavirus, nu poți să pleci. Dar nu a fost mai demult. Oricum, da. Ce contează pentru tine la o femeie? Aspectul exterior sau te interesează mai mult ce gândește? Contează, bineînțeles, aspectul exterior. Dar da, mi-am dat seama că atunci când eram mai mic, spuneam, băi, cum, adică nu ai și vorbi cu o fată, în ce sens? Adică orice fată vorbește, adică ieși vedând la întâlnire, cum o să vorbească? Important să arăte bine, știi? Și pe urmă mi-am dat seama că e posibil să ieși la întâlnire și să nu ai și vorbi cu o fată. Și e înspăimântător când spui ceva și de acolo vine cu totul alt subiect și tu ești, what? Dar ce-ți place ție să vorbești cu o fată?
Nu am chestii, nu sunt, nu mă pornesc de acasă cu o listă de întrebări. Nu, Bun, dar ce nu-ți place, dar să vorbească fata aia? Nu ți-ar plăcea să vină să vorbească despre cosmetică, modă sau nu, tot știu ce? nu e neapărat o problemă. Cât timp sunt dozate, cât timp fata se vede că gândește. Uh-huh. Nu am o problemă cu subiectele. Și nu am nicio problemă cu atunci când ești la întâlnire și ești în liniște, aia care spune că e penibilă. Doamne, ador liniște. Eu pot să merg lângă o fată la prima întâlnire și simt că e penibil. Dar eu să merg și nu am nicio problemă, pentru că e foarte chestie așa. Relaxat, așa? Și ultima întrebare. Cum arată pentru tine femeia perfectă? Iarăși nu am un portret bine structurat, ca să-i spun. Nu am chestii fizice care să-mi placă neapărat. Independent, în funcție de... Dar hai să ne gândim la un etalon de frumusețe din femeile astea celebre. Există pentru tine cineva? Fizic vorbind? Da. La un moment dat îmi plăcea, și apropo, un lucru care m-a șocat, Mila Kunis, și Bendeac spunea în live de Mila Kunis, zic, băi, nu cred, ne-ai luat-o ăștia, ne-ai luat-o și pe asta. Da, dar îmi plăcea la un moment dat. Da, apropo, ți-ar plăcea să te întâlnești cu el vreodată? M-am întâlnit cu el odată. Ah, unde? În București? Într-un club, da, într-un club din București. Și eram pe atunci fan Bendeac, pentru că eu am avut perioada în care am fost chiar fan, prin primii 2-3 ani de facultate, în care... Chiar îmi plăcea. Pe urmă am descoperit oameni, și atunci descoperisem deja oameni mai talentați, sau nu știu dacă neapărat mai talentați, nu super, nu cred că o să. Dar da, eram într-un club din București și l-am văzut și zic, băi, mă apropii să dau mâna. Și de acum ne-a apucat să ne parodii, cum am să am chipi în anul 4. Și zic, băi, parodii cu parodii, se întâlnește în sfârșit oamenii care fac parodii, zic, băi, să strâng o mână cu omul ăsta. Și m-am dus la dânsul și el era cu telefonul în mână și cu un pahar de vin sau ceva genul ăsta. Uh-huh. Și era un pic beat. Uh-huh. Și m-a apropiat dânsul, Bendeac, salut. Sau Mihai, sau domn Mihai, nu cred că i-am spus Bendeac. Zic, salut. Și întind mâna și el era cu telefonul într-o mână și cu paharul în altă și el sărmanul de seama cum să dă imi. Și a luat telefonul, l-a pus soară, a dat mâna, s-a întors, s-a dus. La mine era imaginea ca curs. Dacă ceva, faci un proiect la 02, vii, ne filmăm, faci tu și eu. Și a fost noroc și s-a dus. Ca, okay, nu l-ai întâlnit în momentul potrivit, dar să știi că și eu sunt fană. Mă așteptam să fi vorbit mai mult. Ah, păcat. Hai să vorbim despre concursurile de pe Instagram. Bam. Ai o părere despre aceste concursuri? Mi s-a propus să participați în concursuri? Da, da, primim destul de des și în ultimul timp destul de des mesaj de genul ăsta, că modelul X sau influencerul Y face un concurs, vrei să participi? Ne amuză, da. Băi, am o problemă cu chestia asta în sensul în care, nu știu, el poate suna din frustrare și tocmai de asta încercăm să ne abținem cât mai mult, dar la un moment dat acaparează internetul și nu-i deloc o frustrare, n-are nicio legătură cu asta. Doar că mi se pare, eu spun că concursurile astea creează o comunitate fake. Adică oamenii se urmăresc logic pentru, și unii spun că da, dar pe urmă poți să-ți dai înapoi, poți să-ți scoți follow. Poți să-l scoți, da, poți să-l scoți, dar poți să nu-l scoți, să rămâi acolo. E o chestie fake, îți creează o chestie fake, nu ești urmărit pentru content. Și plus la asta am spus-o într-un story, că nu înțeleg de ce oamenii, pentru că oamenii fug extrem de tare după popularitate. E foarte ciudat această tendință, foarte, foarte ciudat. Eu nu înțeleg pentru de ce oamenii vor să fie populari, dar tu crezi că ai ceva de spus și vrei să spui? Eu cred că tu n-ai. Și el încearcă foarte mult și vrea followeri. Ciudat, foarte ciudat. Hai să trecem acum, dacă totuși am ajuns la 02. Între tine și Radu există divergențe? Sau gelozie, poate că tu ești mai în față decât el. Mă rog, nu mai în față, dar uite, tu ai venit la interviu, el a spus că nu vrea să vină, Radu m-a spărat, să știi. Ca să înțelegi, noi suntem foarte asemănători dintr-un anumit aspect. Noi avem o gândire foarte critică, analitică, nu suntem dominați de emoții, adică știm să ne controlăm foarte bine. Divergențe sunt la nivel, nu știu cum să-ți explic, pentru că mi-a întrebat lumea dacă noi ne certăm. Noi nu ne-am certat în viață, adică noi n-am avut odată o ceartă. Noi putem să vorbim despre un video, de exemplu. Radu, eu cred că aici e așa, nu, dar ce așa? Și începem să avem o discuție despre analizată tehnic, din punctul lui de vedere, tehnica imagine, din punctul meu de vedere, tehnica actoricesc. Și le discutăm. Astea sunt unicele lucruri pe care noi putem să ne certăm. Cât despre ieșitul în față, ca să înțelegi, nici eu
Nu știu dacă lumea o să mă creadă, dar eu mi-am pus întrebarea asta. Nici măcar eu nu vreau foarte mult să fiu popular și fața mea să fie foarte populară. Nu mi se pare deja un lucru că ce? Iarăși, nu are nici o... Produsul contează. Nu unii place să aducem un produs de calitate și asta vrem să facem în continuare. Inclusiv la teatru vreau să fac chestia asta, inclusiv pe internet. Fața se ieși în față, că ce? Nu mi se pare o chestie... deja am trecut de perioada primului sezon 02, cum îi spunem noi, în care oamenii se apropiau și hai să facem o poză. Acum nu mi se mai pare asta wow. Da, ne apropiem, facem o poză, mersi frumos pentru apreciere, chiar ne bucurăm. Dar nu mai există nimic wow. Ok, am înțeles. Cât de scumpă este publicitatea la 02? Adică dacă cineva vrea să se promoveze prin proiectul vostru. Dar voi faceți publicitate, dar rar, eu am observat. Da, foarte da. Sincer, refuzăm destul de mult. Uneori suntem și noi refuzați când le spunem condițiile noastre. Radu se ocupă de partea asta tehnică. Eu îi dau dreptate oricând spun el ceva în zona asta. Noi ne asociem, în primul rând vrem să ne asociem doar cu lucruri în care credem și lucruri de calitate. Și da, uneori cerem poate mai mult decât oamenii s-ar aștepta să cerem. Pentru că noi nu avem o comunitate destul de mică, adică pe Instagram noi încă nu avem 10.000 de followeri, pe Facebook e ok, mai ok. Dar da, în principiu pentru cât avem noi, e posibil ca unii oameni să creadă că cerem prea mult, ne pare rău. Așa. Tu ai imitat foarte mulți oameni din politica de la noi, mai puțin pe Vlad Plahotniuc. Ai încercat vreodată să-l imiți sau nu crezi că el ar avea simțul umorului? Nu, da, am încercat să-l imit, cred că îmi și reușește, mai mult sau mai puțin. Dar nu mi s-a părut niciodată un personaj, nu mi-a plăcut niciodată, nu am considerat că e un personaj demn de parodiat. Mi se pare că trebuie să-i... Să sperăm că nu se uită la acest interviu. Da, domnule Plahotniuc, îmi pare rău că nu v-am parodiat, dar poate cine știe, că acum mi sunteți mai interesant. Da. Pur și simplu el nici nu prea apare și bănuiesc că e greu să-l studiezi. Ai nevoie de mai mult material. Nu neapărat, el are lucruri destul de care se aruncă în ochi, știi? Dar chiar nu ne-a fost interesant să-l parodiem. Tu l-ai parodiat pe vloggerul Radio în România. Shelly. Ne aflăm la Shelly Show Live, unde aduc cei mai mari invitați, boșul pentru voi, cei mai forță invitați. Voi ați făcut asta pentru că îți place de el sau pentru că v-ați fi dorit să fiți văzuți în România? Evident că l-am făcut pentru ca să fim văzuți în România. Ar fi maxim ipocrizie să spun că l-am făcut neapărat că îmi place. Dar da, îi cunosc contentul foarte bine pentru că am zis-o de foarte multe ori că sunt fan Shelly. Îi cunosc foarte bine contentul, cunosc personajul, am văzut că îmi reușește și am spus că hai să-l parodiez. Da, pe Bendeac, l-ai încercat vreodată să-l parodiezi? Am încercat și destul de complicat, am câteva înregistrări în telefon cu încercare de a face vocea lui. La un moment dat a ieșit un pic, dar... Eu cred că așa o să ajungi la el dacă îl parodiezi. Dar nu am scopul ăsta. Nu, să vă cunoașteți. A fost parodiat la umor, a venit un tip, George Tanase, care l-a parodiat și a făcut râs foarte, foarte bun. Râsul râdea foarte, foarte fain. Vocea nu știu să spun, dar... Cel mai greu personaj pentru tine, pe care l-ai parodiat și este foarte greu de parodiat și l-ai studiat foarte mult și te-ai dat cu capul de pereți și ai vrut să renunți. Am făcut și story despre asta, probabil l-ai văzut. Tanti Raia. A fost cel mai... Spuneam până acum Chirtoacă a fost destul de greu, dar nu m-am bătut cu capul de pereți nici o secundă la Chirtoacă pentru că aveam alegerea să nu-l fac. Dar aici cumva am spus că o facem pe Tanti Raia și era foarte, foarte complicat. Nu vă e frică să vă infectați de coronavirus? Ei nu, că la noi ești ană, nu, e cu corona, asta, virus, COVID, cum îi zici, COVID-19? COVID-19. Foarte complicat. Adică o înțelegeam, pentru că se aseamnă destul de mult cu bunica mea și înțelegeam felul în care gândești, pentru că atunci când vezi un personaj trebuie să înțelegi nu neapărat aspectul ăsta exterior, dar e important și la facultate să învață asta. Din aspectul exterior să înțelegi cum gândește omul ăsta, adică dacă el zâmbește așa, de ce el zâmbește așa? Pentru că înăuntru lui îți pare că el e frumos. Și te gândești că el e frumos, ok, aha, asta face el, aha, el de asta face asta. Ați trebuit să intri în psihologie. Da, pare de asta când mă roagă cineva la prima mână să fac o parodie, îi spun că nu pot să fac pentru că trebuie să studiez. Dar tu ai un actor preferat?
de exemplu, de la Hollywood sau nu neapărat. Da, îmi place ăștia care sunt destul de pop, oricum. Îmi place DiCaprio foarte tare. Adică chiar foarte tare îmi place. Și am văzut, cred că majoritatea filmelor lui este filmul ăsta în care, pe la 12 ani, în care a fost el nominalizat și pentru Oscar, unde el era cu un bolnav. Sărac, ce viață a avut. A fost nominalizat la 12 ani și a câștigat la 40. Na. Și în filmul ăla face un rol în care eu la un moment dat trebuia să joc un bolnav mental și mă uitam la un copil de 12 ani care probabil, sau de 14 sau de 15 avea acolo, care nu înțelege probabil încă nimic în actorie și eu care mă consider că am văzut niște filme, am mai văzut niște spectacole, am mai văzut niște actori. Și eu mă uit și zic, păi cum faci el asta? Și iarăși îl înțeleg tehnic, dar ce are el acolo? Superb actor. Da, îmi place Depp. Ăștia destul de pop. Ți-ar plăcea să joci în filme? La noi nu prea se fac, dar dacă ai avea ocazia... Am avut ocazia anul trecut, am avut o filmare în timpul verii, în rol principal, un film care probabil o să iasă anul ăsta, sau nu știu, nu pot să bag mâna în foc, dar da, am jucat în sfârșit într-un film și foarte fain că din start, pentru că eu n-am avut experiența filmului și în primul rând nu suport castingurile, nu-mi plac castingurile pentru că mi se par destul de superficiale și eu mă pierd și eu fiind și timid, eu ajung acolo în față și îmi dau text cu un om care nu, și cringe, mega cringe. Și da, am jucat până la urmă într-un film. Păi, dar fără castinguri, cum ai ajunge noi proiecte, de exemplu? Probabil nici cum. Da, chiar nu știu cum. Nu, eu am mai întâlnit actori care mi-au spus că ei, de fapt, sunt timizi. Să înțeleg că atunci când ieși pe scenă, parcă ești alt tu. Sau nu ești tu. Da, pe scenă lucrurile se transformă un pic. Ai un rol bine învățat, regizorul te-a îndrumat foarte bine. Ești sigur pe ceea ce faci? Da, e destul de diferit. Nu lași ego-ul să iasă prea mult din tine. Uh-huh. De asta. Am mai fost întrebat și tu ai spus că nu vrei să pleci din Moldova și nu înțelegi de ce ai pleca. Te-ai răzgândit în pandemie? Nu, deloc. Dar, în schimb, în pandemie m-a pus pe gânduri ideea de teatru. Nu știu cum o să revenim la teatru, nu știu cum trebuie să fie teatru mai departe. Dacă până acum nu știam cum trebuie să fie teatru. Acum, chiar sunt curios dacă teatrele din Moldova și care o să fie lucru care o să schimbi, pentru că s-au văzut, adică au fost multe spectacole online și mi se pare că directorii care au stat acasă s-au uitat sau nu s-au uitat la spectacol, pentru că maica mea nu știu dacă s-a uitat la un spectacol, rușine să vă fie celor care nu v-ați uitat, nu știu cum o să schimbi lucrurile astea, pentru că acolo se vede lucru. Și o ultimă curiozitate, cine este cel mai critic cu tine, mama sau tata? Nici unul, nici altul. Nu prea, nu au. Dar cine te analizează mai mult, de exemplu? Sau îți privește mai mult proiect? Simți tu că... Eu cred că în egală măsură așa. Privesc ambii. Cred că în egală măsură privesc. Dar chiar nu am discuții foarte multe. În general nu prea vorbesc. Da. Tu spuneai și mama ta spunea într-un interviu de în 2018 că voi nici nu vă trăiți în aceeași casă, da? Dar nu vă prea vedeți. Da, și straniu că noi trăim, camerele noastre sunt, adică alături, deci noi ne întâlnim jos la bucătărie, dar noi aici alături ne întâlnim foarte, foarte rar. Și chiar la bucătărie ne întâlnim în sensul în care eu văd că ei merge pe acolo și ei mă vede când merg, dar nu vorbim. Dar nu-ți lipsește comunicarea? Deloc. Tu, în general, nu prea comunici sau ești așa... Nu, am spus că în pandemia asta mi-am demonstrat faptul, bănuiam înainte, dar acum mi-am confirmat că sunt un antisocial. Deci pentru tine pandemia a fost un fel de rai. Superb, a fost superb, chiar a fost superb. Și ți-ai șters mama din prietenii de pe Facebook, ai adăugat-o înapoi? Nu, Doamne ferește. Doamne ferește, niciodată. Nu bag mâna în foc niciodată, poate într-o zi când o să se schimbe. Că s-a supărat dacă pe tine. N-am idei, nu am discutat foarte mult despre asta. Am discutat odată când i-am spus și eu a fost un pic șocat. Pe urmă nu știu dacă s-a supărat. Sper să nu dea afară din casă. Sau din teatru. Asta din teatru. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu pozitiv și mult succes în toate proiectele tale. Mersi și vouă mult succes. Hai, la urmă, așa.